Peste 150 de tineri mehedințeni au beneficiat în anul școlar 2009-2010 de programul Ministerului Educației și Cercetării A Doua Șansă. Proiectul și-a propus recuperarea tinerilor din comunitățile defavorizate, care din vari motive nu au reușit să își termine cursurile obligatorii de școlarizare. Pentru anul școlar 2010-2011, prognozarea cifrei de școlarizare pentru învățământul secundar inferior, respectiv clasele 1-4, învățământ gimnazial în programul A Doua Șansă, a fost propus pentru o singură unitate de învățământ, școala cu clasele 1-8, numărul 5 din Drobeta, Turnu Severin, 4 clase cu 60 de elevi, având în vedere că în clasa a 4-a au terminat un număr relativ mic de elevi, iar solicitările au fost de asemenea într-un număr mai mic față de anul anterior. Cele 6 centre care au făcut parte din programul A Doua Șansă pe anul 2009-2010 au funcționat în zonele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri de abandon școlar. Astfel de cursuri s-au ținut la școala numărul 5 din Schela Cladovei, școlile din Strehaia, Crivina, Recea, Cerneți, dar și Obârșia Cloșani. Pentru anul 2010-2011, din cauza lipsei de solicitări, în Mehedinți cursuri se vor organiza doar la școala numărul 5 din Schela Cladovei.